voi, suntem echipa surprize la tine acasă și astăzi am venit să vă facem o mare bucurie. Venim să vă facem o surpriză frumoasă. Cineva drag ne-a trimis astăzi aici la dumneavoastră. Cineva care vă iubește și vă prețuiește din toată inima. Eu acum o să vă întreb dacă dumneavoastră bănuiți din partea cui venim. Deci pe mine mă iubește toată familia. Dar cred că e de la copiii mei, nu știu, că mă iubesc toți. Să vă trăiască toți, să vă bucurați de dumnealor și să vă aducă numai și numai bufurie toate persoanele care vă iubesc. Dar eu vă spun că nu e așa. Mai încearcă! Mai încearcă! Sorina! Ai trei încercări! Mai aveți o încercare! Mai la mâna! Domnica, sora mea! Da! Și nu doar dumnei, mai sunt. Mai sunt persoane care te-am trimis. Cu Vienița. Marse. Da. Am vrut astăzi să vă îmbucure inima și sufletul. Și să sperăm că le-a și reușit. Da, mulțumesc din suflet. Noi avem aici un tărtăles pentru dumneavoastră, dacă ne puteți ajuta. Și floricele. Puteți să le țineți și pe acestea? Da. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Și stați așa că eu n-am terminat. Eu mai am și o melodie acum. Și o să am la final să vă transmit și un mesaj, dar haideți să auzim melodia. Foaie verde sărcioară, am și eu o surioară, și-a crescut într-o grădină, ca două flori pe tulpină. Mesaj pentru dumneavoastră, un mesaj care vine cu foarte multă dragoste și într-adevăr și cu mult dor și spune în felul următor: la mulți ani, sănătoși și frumoși, mi-este tare dor de tine, te iubim mult, cu drag, Domnica, Vivi și Marse. Și eu iubesc la fel de mult.